Bună și bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. După 2 ani de YouTube, zic eu că ar fi cazul să fac și un QA și v-am întrebat asta pe YouTube. Unele dintre voi mi-ați lăsat și întrebări și vă mulțumesc pentru asta. Dacă mai aveți și alte curiozități în afară de întrebările la care voi răspunde azi, vă rog să le lăsați în comentarii și cu mare drag voi mai face un alt QA. Eu mi-am luat aici cafeluța în cana mea favorită și zic să începem, pentru că, sincer să fiu, nici nu știu de ce am amânat momentul acesta, nu știu de ce nu am făcut până acum un QA, probabil nu mi-a trecut prin minte, dar și faptul că la setările YouTube eu nu aveam community, nu aveam comunitate acolo și nu puteam să pun întrebări pe YouTube. Uh, și ca o altă curiozitate, eu nu sunt mare fan Instagram, deci nu avea rostul să pun întrebările pe Instagram. Iau o guriță de cafea și zic să începem. Am aici întrebările. 8 dintre voi mi-ați lăsat întrebări. Mai multe întrebări fiecare, ceea ce mă bucură. Și o să încep cu o mică în Franța vlog. O mică în Franța vlog mă întreabă, ai avut momente să simți că vrei să te lași de YouTube? Oh. Da, am avut foarte multe momente în care am spus că vreau să mă las de YouTube. Am avut momente în care m-am lăsat de YouTube, pentru că multe dintre voi poate nu știți, dar eu am început YouTube-ul în 2012, după trei clipuri am renunțat. Și am renunțat nu pentru că nu aveam o comunitate frumoasă sau pentru că nu îmi plăcea, ci din frica aceea ce vor spune prietenii, vor râde prietenii de mine, ce va spune lumea și a fost o mare prostie. Acesta a fost și motivul pentru care am deschis cel de-al doilea canal de YouTube. Deci, da, am avut multe momente. Dacă da, ce te-a făcut să mergi mai departe? Uh, cred că o ambiție. O ambiție pe. Ieșită din comun, pentru că eu de obicei încep lucrurile și nu le mai termin niciodată. Mă opresc la un moment dat din orice aș face, de la studii până la avansare la locul de muncă, până la nu știu hobby-uri, tot ce vreți voi, încep lucrurile, dar nu le mai termin. Și am avut așa o ambiție ieșită din comun să nu fie și YouTube-ul unul din acele lucruri, dacă m-am apucat de el să-l continui și da, această ambiție îmi dă putere în continuare să continui. Uh, tot o mică în Franța, cred că ci... da, o mică în Franța, ce canale de YouTube preferate ai? Păi, uh, în primul rând, uh, Secretele Elenei, Cred că nu mai e un secret pentru nimeni că îi urmăresc clipurile. Chiar în momentul în care filmez eu acest clip, ea lipsește de vreo două săptămâni. Nu știm ce se întâmplă cu ea. Și sper să nu dispară de pe YouTube, pentru că multe din canalele mele preferate au dispărut. Cum ar fi uh, Homemade by Elena, cum ar fi uh, Didi. Uh, Lady Divine încă mai face clipuri, dar nu se mai compară clipurile ei cu ce era odată. da, au dispărut multe canale. Uh, și la ce ne mai uit? La Laura Caraba din youtuber ăștia mari și cunoscuți și mai sunt mulți alții micuți ca și mine, niște fete care îmi sunt tare dragi și pă, de frică să nu uit vreun, vreun, canal, nu o să te dau numele, dar sunt niște canale superbe, sunt niște fete care fac clipuri de curățenie, pă, vloguri, îmi plac, îmi plac tare mult. Ce hobby ai? YouTube-ul. YouTube-ul este cel mai mare hobby al meu. Acesta mi-ocupă tot timpul în ultima perioadă și timpul pe care l-am și timpul pe care nu l-am. Și vreau să mă țin de el. Tutia mă întrebă ce emisiuni preferate ai. Visuri la cheie. Îmi place la nebunie visuri la cheie. Iar alte emisiuni TV nu prea am pentru că nu prea mă uit la televizor. Mă uit la visuri la cheie, dar de multe ori nu mă uit la televizor, ci mă uit la reluările lor pe YouTube sau știu eu, pe alte platforme. Îmi place serialul Vlad și cam atât de la TV. Mi-a plăcut în trecut Bravo I Still, acum nu știu, nu mă mai prinde. În rest, Netflix, -ul, Netflix -ul și YouTube-ul. Alina Rai. Alina Rai este una din fetele ale căror canale mi-era frică să nu le uh, uit dacă voi începe să spun nume. Uh, de cât timp locuiești în UK? Locuiesc în UK din uh, ianuarie 2011, deci uh, în curând uh, 11 ani. În ce oraș, dacă se poate spune, dacă nu, nu-i problemă și de unde ești din, loc, din uh, România? În momentul de față locuiesc în Lincoln de acum 2 ani. Până acum 2 ani am locuit în Londra, iar din România sunt din Bacău, județul Bacău, chiar din Bacău. Oricum, îți mulțumesc, Alina, pentru întrebări. După care, Florentina Bo, te urmăresc cu drag. Intenționezi să te reîntorci definitiv în România? Nu. Și nu cred că asta se va întâmpla vreodată. Niciodată să nu spui nu. Dar nu, în momentul de față nu intenționez să mă întorc în România. Cred că în momentul de față România nu are ce să-mi ofere. Uh, Unul la mână, doi la mână, copiii au mers de mici aici la școală și nu vreau să le stric ritmul, pentru că, da, școala în Anglia este pe un, pe un alt ritm. Uh, plus de asta, cred eu că, nu știu, ca și joburi, ca și. Uh, viitor ar avea ei un viitor mai bun aici. Deocamdată asta cred, atâta timp cât iau eu deciziile pentru ei, când vor crește și vor lua deciziile pentru ei înșiși, atunci ei vor decide, eu nu voi sta cu nimic în calea lor. Cum l-ai cunoscut pe soțul tău? A, pe soțul meu l-am cunoscut prin prisma unei prietene comune. Am ieșit în oraș, după care am mers nu știu, la o, un restaurant, după care a fost o perioadă așa de baie, ba nu e, dar da, prin prisma unor, unei prietene. Tot Florentina mă întreabă, ai prieteni apropiați britanici? Depinde ce înseamnă prin apropiați. Apropiați din aceea cărora să le povestesc, nu știu, poate și când am avut o ceartă cu soțul meu sau lucruri din acestea, nu, dar colegele de la serviciu sunt prietene destul de uh, bune și uh, cred că mi-am schimbat părerea despre britanici de când, uh, de când locuiesc într-un oraș cu mai mulți britanici. După care, mișunică, mișunica fica, sper că pronunți bine, îți este dor de România? Da, mi-este dor de România, mi-este dor... Uh, de familia din România, mi-este dor de vremurile când aveam prieteni în România. Familia este în continuare în România, și da, mi este dor, dar nu mi este neapărat dor de traiul din România, dacă pot să spun așa, și de fiecare dată când merg în România merg cu un așa entuziasm, după care mă dezamăgesc, mai ales dacă ai de mers pe la instituțiile publice, mă dezamăgesc de oameni, mă dezamăgesc de casierele de la magazine, mă dezamăgesc de toată lumea și mă duc din entuziasm, dar acesta nu durează mult. În care momente ți este cel mai dor? De sărbători. De sărbători mi este dor de sărbătorile în familie și trec repede peste această întrebare pentru că nu vreau să plâng. Roxana Snae Roxana mă întreabă, eu vreau să te întreb ce marcă de mașină ai. Sunt în căutare de o mașină și vreau câteva idei. Mulțumesc pentru răspuns, te urmăresc cu mare drag din Germania, te pup. Da, mă bucur că am urmăritori din Germania, chiar am văzut și în statistici. Aceasta este o întrebare pe care mi s-a mai adresat de-a lungul timpului pe canalul de YouTube, dar nu știu am evitat să răspund, mi-a fost frică să nu fie interpretată. Nu știu, eu n-am venit niciodată în fața voastră să vă arăt ce mașină am, ce bijuterie am, de aceea nici nu fac colecția de bijuterii, dar până la urmă urmei o să răspund pentru că da, e o mașină și bă, aia e. Uh, am un uh, Seria 6 Gran Turism, un BMW Seria 6 varianta Gran Turism, varianta GT. Este o mașină care ne mulțumește. În trecut am mai avut una, am vândut-o în momentul în care ne-au trebuit, ne trebuit mai mulți bani pentru depozitul casei, după care am. în uh, perioada în care am condus diferite mașini și am uh, revenit la această marcă și acest uh, model. Uh, Rossi's Channel mă întreabă, câți ani ai? Am uh, 34 de ani. Ce job ai? Sunt nursing assistant în, uh, pe o secție de ginecologie dintr-un spital. Ai un hobby care este acela, YouTube-ul. YouTube-ul este hobby-ul meu și sper să continui așa mult timp. Tot mă întreabă cum ai hotărât să te apuci de YouTube. Uh, am mai spus asta, am avut un canal, l-am închis, iar cea mai mare decizie a mea a fost atunci când am vrut să-mi înfrunt frica de ce spune lumea, de cine va râde de mine, de cine va face miștori pe seama mea. Am vrut cumva să aplic vorba aia, câinii latră, ursul trece, să-mi văd de propriile interese. YouTube-ul este un, o platformă care pe mine mă face fericită. Petrec extraordinar de mult timp pe YouTube și acum petrec mult timp și pentru YouTube. Și, da, chestia asta m-a decis să mă apuc de pe YouTube și din ce în ce devin mai dezinvoltă. Cred eu că din ce în ce mi este mai ușor să vorbesc, mai ușor să-mi expun părerile, fie ele și contra majorității. Și, da, cred că mă, mă ajută foarte mult acest lucru și mă bucur că am făcut asta. După care, Milana Petrov. Milana Petrov are și ea un canal de YouTube. Cât de greu a fost să luați decizia să plecați? Nu a fost foarte greu să luăm decizia să plecăm. Inițial, plecarea noastră voia să fie pe perioada concediului de maternitate, pentru că urma să-l nasc pe Kevin urma să am 2 ani de concediu de maternitate și ideea a fost că vom sta aici cât timp eu voi avea acei 2 ani de concediu de maternitate. După primele trei luni am hotărât că nu este extraordinar de greu fără Ianis, așa că am mers în România și în septembrie l-am adus și pe Ianis. Automat el a început, el avea șase ani. În țară ar fi trebuit să înceapă grupa mare, pentru că în perioada aceea nu era cu clasa pregătitoare. Trebuia să înceapă grupa mare și aici a intrat în clasa a doua. Și așa am intrat în ritmul ăsta, a intrat copilul la școală, a făcut doi ani de școală, nu-l mai stricăm, nu-l mai ducem înapoi, am rămas aici. Plus că viața de aici ne-a plăcut mai mult. Cum ați ales numele copiilor? Da, aici e o adevărată încurcătură, să spun așa. Mi-am dorit foarte mult ca Iani să poarte numele tatălui meu. Pe tatăl meu îl cheamă Nicolae, așa că lui am pus Nicușor. Și de asemenea, știți obiceiul acela copilul să poarte un nume de al nanei sau de al nașei de botez. Ei bine, bă, am hotărât să punem numele fetiței nașei de botez, care m-a sprijinit foarte mult. Pe fetița ei o cheamă Patricia, așa că a fost cumva Patrick Nicușor. După care eu, în timpul sarcinii, am auzit la televizor numele Ianis. Țin minte că era un reportaj despre Gica Hagi, cred că se retrăgea sau ceva de genul acesta, nu mai știu exact. Uh, și în reportaj am auzit numele Ianis. Uh, inițial, la maternitate, eu eram, numele lui a fost declarat ca Patrick Nicușor, dar pur și simplu nu îl puteam striga nici Patrick, nici Nicușor, nu îl puteam striga în niciun fel, pentru că cumva numele meu, în capul meu, el era Ianis, așa că țin minte că a trebuit să mă duc în audiență la primar sau ceva de genul acesta ca să pot să-i dau numele, așa că, da, Ianis are trei nume. După care la Kevin nu am știut ce nume va purta aproape până în momentul în care să nasc, când eram în Anglia și am auzit numele Kevin. Și pur și simplu mi-a sunat, da, ăsta e numele, până atunci am făcusem liste întregi, niciunul nu se potrivea, când am auzit Kevin, ăsta e și da, ei se potrivește de minune. Tot Milana mă întreabă cum te-ai cunoscut cu soțul tău. Am spus, într-o vară, printr-o prietenă comună, pe ieșiri la o terasă, la un restaurant și așa ne-am ne -am cunoscut. Uh, Silvia Madelina. Silvia Madelina și ea are un canal de YouTube. Uh, de ce ați ales tocmai Marea Britanie? Am ales Marea Britanie pentru că aici aveam uh, prieteni. Uh, nu știu dacă mai aveam posibilitatea să mergem într-o altă țară sau nu, chiar nu mai. Uh, nu mai rețin, dar la momentul acela aici aveam prieteni și da, este important când vii într-o țară străină să ai prieteni, să ai pe cineva care să te sprijine sau măcar să te îndrume, pentru că sunt multe demersuri de făcut și de unul singur este foarte greu. Cum ai ajuns să locuiești acolo? La fel am spus, am plănuit să locuim aici doar pe perioada, timp de 2 ani pe perioada concediului de maternitate, după care ne-am hotărât să rămânem definitiv. Ce îți place în România, dar nu îți place acolo. Ce îmi place în România? Nu știu, îmi place că am familie acolo, îmi place că este o țară extraordinar de frumoasă. Îmi place spiritul acela al stațiunilor, indiferent că vorbim despre mare, munte, e un spirit de concediu care totuși aici nu îl găsești, nu știu din, din ce cauză. Îmi place chiar și aglomerația aia din, din Mamaia, plajele acelea cu muzică, pă, lucruri care nu le realizezi până în când nu ajung să-ți lipsească. Dar da, stațiunile din România au un vibe de concediu, dacă pot să spun așa. Și, nu știu, sincer să spun, nu prea am alte lucruri care să-mi placă neapărat în România și să nu mi placă aici. Ce-ți place acolo și nu-ți place în România? După cum am spus și într-o întrebare anterioară, îmi place că oamenii aici sunt respectuoși. Inclusiv la casa de marcat, casiera zâmbește, nu e nimeni posomurât și să-ți dea o stare din aceea urâtă, cu așa cum se întâmplă în România. Uh, îmi place că atunci când ai ceva de făcut la o instituție publică este foarte ușor, da, poate timpul de așteptare este mai mare, dar este ușor. Uh, majoritatea lucrurilor se fac online. Uh, nu ai nevoie să stai la cozi, nu ai nevoie să dai șpăgi. Uh, nu știu multe lucruri. E un alt stil de viață, un stil mai liniștit, un stil mai cozy, mai pe gustul meu aș putea să spun. Și să revin la întrebarea ce îmi place în România și nu îmi place acolo. Îmi place că în România uh, sunt la salarii, premele de Crăciun și de Paște, aici nu există așa ceva. Și da, cred că am trecut prin toate, cam acestea au fost întrebările. Dacă mai aveți și altele, lăsați-mi-le în comentarii, cu mare drag mai fac un alt Q&A. Cred că îmi și place acest tip de clip, nu știu, m-am bucurat pur și simplu citind întrebările voastre și răspunzând la ele. Așa că da, mai lăsați-mi întrebări în comentarii și cu siguranță voi mai face un alt Q&A. Nu uita să dai un like acestui clip dacă ți-a plăcut și nu uita să apeși butonul de subscribe dacă nu ai făcut o încă. Eu vă pup și ne vedem data viitoare. Pupici.